Steaua București este singura echipă din fața Astrei care nu are probleme cu privire la condițiile de participare în cupele europene. Nu același lucru se poate spune și despre celelalte trei formații dintre campioana și vicecampioana României, Astra. CSU Craiova nu poate evolua în Europa deoarece este înființată doar de 2 ani și mai are de așteptat încă un sezon potrivit regulamentului UEFA pentru a participa. Nici Petrolul Ploiești nu poate participa sezonul viitor în Europa League deoarece este una dintre cele 7 formații din Liga 1 afectate de insolvență, alături de Dinamo, CFR Cluj, FC Brașov, Ucluj, Oțelul și Rapid. Ultima pe lista neagră ar putea fi chiar ASEA Târgu Mureș, cea care pune bețe în roate Stelei și emite pretenții pentru locul întâi. Mureșenii riscă și retrogradarea dacă se dovedește că fostul finanțator al echipei ar fi oferit mită arbitrilor. ASEA este revelația campionatului și are 14 puncte peste Astra. Ar fi ceva deosebit pentru ei, vă dați seama. Nu știu în ce măsură o să reziste până la sfârșit. Acum s-au apropiat într-adevăr și au șanse reale să se bată la titlu, dar cred că pentru ei cel mai important este meciul direct. În cazul în care campionatul s-ar încheia acum, iar ASEA Târgu Mureș ar primi aviz nefavorabil, Astra Giurgiu ar participa direct în turul 3 al Europa League și ar urma să mai joace în runda play-off pentru a se califica în grupe.